Numirea lui Vasile Stănculete ca responsabil de partea medicală era vehiculată încă de acum o săptămână, când fostul director Cristina Căliman și-a luat concediu medical după ce a aflat că managerul Marius Ponoche a solicitat Consiliului Județean Gorj înlocuirea sa. Astăzi, medicul ginecolog și-a intrat în atribuții, purtând deja discuții cu medicii din spital care doreau să plece. Mi s-a spus că de astăzi, începând cu data de astăzi, să-mi exercit atribuțiunile de director medical al Spitalului de Urgență Târgu Jiu. Cred că am fost ales, mi s-a propus această chestiune, că de bine de rău mai cunosc lucrurile care sunt și trebuie să le desfășor ca director medical. Am început cu policlinica. Policlinica sau ambulatoriul de specialitate este un loc care aduce banii spitalului, care în momentul actual se pare că este destul de mică. Mici încasările din policlinică. În ceea ce privește motivul pentru care medicul Căliman a fost schimbat, conducerea spitalului afirmă că ține de chestiuni interne. Nu este pentru nimeni însă un secret faptul că între medici și conducere era o comunicare defectuoasă care trebuia refăcută. Doamna doctor Căliman era interimat. Am solicitat să îi se închidă interimatul și să se numească pe altcineva. Am spus, astea sunt lucruri de bucătărie internă. Vasile Stănculete spune că va încerca să restabilească ruptura dintre conducerea spitalului și angajați, astfel încât niciun medic să nu mai părăsească unitatea din acest motiv. Eu voi încerca asta să fac, adică să fie o conlucrare între noi, conducerea, și medicii din Spitalul Județean. Adică nu-mi place să aud că pleacă anumiți medici din Spitalul Județean numai fiindcă nu se înțeleg cu conducerea. Nu se poate așa ceva. Asta este o lipsă totală de comunicare și nu mai îmi vine acum în minte vreo 3 medici sau 4 care au plecat din această lipsă de comunicare. Aș dori să-i întorc înapoi pe acești medici. Vasile Stănculete a fost director al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, în timpul mandatului său fiind renovată o parte din ambulatoriul unității sanitare. Ginecologul a părăsit scaunul de director în 2012, când la cârma spitalului a ajuns un manager privat.